cât timp Dominic mâncă cu poftă un măr, nu pui tu, nu, acum nu. Mulțumesc! Eu pregătesc de o focaccia, o pâine focaccia facem astăzi și se va mânca instant, mai ales că fac și o supă cremă de roșii și vreau să vă spun că au fost 3 videouri care pur și simplu au dispărut de la mine de pe pagină și nu cred că este o conspirație, pur și simplu este inteligența artificială care încă nu funcționează cum trebuie și m-au atenționat că în acele videouri eu aș vorbi despre chestii dăunătoare, ceea ce nu există în videourile mele. Și să știți că le voi reposta peste ceva timp, dar am vrut să vă anunț că, virgulă, câteodată de aceea dispar videouri de pe pagină și că le voi reposta și, bineînțeles, ca de fiecare dată, mă ajută share-urile voastre și reacțiile voastre și comentariile voastre pentru a ține postarea sus și pentru a da de înțeles inteligenței artificiale că postarea este de bun augur și este ok. Nu vreau să o consider o bătălie a omului versus inteligența artificială, cu toate că am fost destul de supărată. Vreau să consider că inteligența artificială ne va veni totuși în ajutor și că este de bun augur, doar că trebuie să o perfecționăm și să o facem să fie în folosul nostru. Căci dacă nu, cred că va ieși urât, dacă nu va fi în folosul nostru, așa că trebuie neapărat să fie în folosul nostru. Ai păpat mărul? Uh-huh. Mai pat? Uh-huh. Nu mai pat? Mi-l dai mie? Vai, ce drăguț, mulțumesc! Nu băga mânuța! Da, și le voi reposta, voi încerca să pun o muzică de fundal, să vedem ce se întâmplă. Da, mereu se întâmplă astfel de buguri aici pe Facebook. Pe YouTube este mult mai ok, algoritmul este mult mai bine pus la punct, dar pe Facebook lucrurile se întâmplă mult mai repede, vor să încerce mult mai multe lucruri, toate deodată, și câteodată se dau foarte multe din algoritm peste cap, așa că da, se mai întâmplă câteodată să-mi șteargă din videouri. Și încă ceva, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru toate share-urile, pentru toate comentariile, pentru toate reacțiile pozitive pe care le aveți la videourile noastre. Deoarece videourile noastre nu sunt videouri de scandal, Facebook-ul nu le duce peste tot instant, sunt videouri normale cu viața unor oameni normali și de aceea sunt puțin mai greu de dus de către algoritm, dar totuși algoritmul își face treaba și își face treaba din ce în ce mai bine. Am ajuns la 200.000 de urmăritori, ceea ce pentru mine e wow! Eu mi-am propus să ajung la 200.000 până la sfârșitul anului, deci e foarte, foarte bine. Dar se întâmplă și chestii din acestea. Cum ziceam, contentul nostru nu este unul de scandal și nu va fi niciodată, căci nu suntem genul de oameni cu wow, senzațional, uitați ce se întâmplă aici, uitați ce s-a întâmplat, sau bârfe sau chestii de genul, nu mă caracterizează, nu voi face astfel de content. În schimb, voi duce în continuare ceea ce am început, plus alte proiecte la care lucrăm și de care veți auzi în vara aceasta, sper eu, până pe 22 august, când am eu termenul să nasc. Așa că, da, ne mai auzim cu update-uri. Vă voi ține la curent să vedem ce face algoritmul lui Facebook. Nu băga mânuța! Bă, nu! Ba da! Nu, că eu am terminat. Mă duc să mă spăl. Da. Și asta o acoperim și o punem la crescut, bine? Da. Și facem focaccia. Da! Da! Eu fac cu mâna. Nu faci tu cu mâna! Ba da! Ba, nu! Ba da! Ba da, mami!